ușor de dumitale? Pe Bahar, dă tu un telefon, dă tu un telefon la, la domnul Sibi. Dă tu un telefon. Păi numărul, numărul mea, păi numărul e pe ăsta, dar tu nu l-ai acolo. Când dar nu uitați, de ce nu mă duce și vincul? Hai că fă țigănii mea, pe cuvânt eu. Vă rog să cheamă pe Sibela, cheamă-mă pe șeful. Nu mă calcă ne din marfa, luați-o dumneavoastră, duceți-o, dar numai eu să dai. De ce o aruncați pe stradă? Domnule, vă rog frumos, e super. Mă punem din ce. Nu, nu are rost. Nu are rost. Noi vă cerem un certificat. Dar noi vă cerem un certificat de matriculare. Bă, da, mă, și mi-a telefonul ăla, mă, nu ți-l mână mai, fratele. Ce telefon, mă, mie? Da, mă, să sun și eu pe cineva. Nu, mă, nu mi-a cerut. Bravo. Uite, acolo nu sunt alți racheri, așa m-ați găsit pe mine. Eu vreau să procedăm la cântărirea acestora. Hai, domnule, mă, ați luat trei din fost. 07. De ce l-ați aruncat? 24. Dar numai eu sunt aici, chiar m-ați găsit pe mine. Dar de ce n-ați controlat și de acolo și de pe aia când vinea mie rândul? Da, domnule, spun ți-o numai. Pune-mă unde vrei dumneata, dar chiar așa să procedează șeful. În ce sens? Dar e ordine prestabilită? Da, adică reclamația de la dâns și că ei nu... Adică cu ce l-am deranjat eu? Puteți să-mi arătați inspecția metrologică? Da, domnule. În control. Și eu vă rog să-mi prezentați documentele. Să pune o declarație. Să pune declarație. Vă rog. Te rog, spațiu public. Hai, tocmai de aia. Hai, liber. Păi ce faci? Faci spectacol aici? Te rog frumos. Nu vă supărați. Nu se vinde în acest moment. Suntem într-o acțiune de control. La acest moment, dă-n sunare inspecție metrologică la cântar ca să știți ce cumpărați. Știu, nu de azi, dar domnule, domnule, dar nu sunt numai eu cu apăzat, da? Deci mai sunt și alți. Se poate controla și pe alți. Nu numai pe mine. Eu vă întreb încă o dată, certificatul de matriculare și inspecția metrologică la cântar. Puteți să ne arătați? Mâine vă aduc nu, pe toate. Nu, acum, în acest moment, că dumneavoastră până în acest moment ați vândut. Șefu, mâine vă le aduc. De ce nu mă crezi? De ce? Păi nu pare acest cântar să aibă serii. Alo. Ceea ce n-am mai observat eu absolut deloc este casa de marcat. Și casa de marcat unde este? Casa de marcat. Casa de marcat. Casa de marcat unde este? Unde este? Unde e casa de marcat? Am șeful și casa de marcat, dar ce vreau să adun să plec, da? Dar în secunda asta ați venit dumneavoastră, uite, am și casa de marcat. Uite, nu sunt eu golan din ăla pe stradă care văd. Am, este. Uitați și cum. Am, deci nu sunt eu măgar de ăla, de handicapat, ce să-mi spun. Dar momentan nu e descărcată. Deci asta nu e descărcată, pe n-ați folosit-o azi? Păi ba da, dar e descărcată pentru că nu merge asta. Haideți să o băgăm acum în priză, vă rog. Haideți să o băgăm acum în priză. Băi, zi mă, să iau taxiul să vină mă încoace, mă băiatule, mă, că m-am zăpt. Ce? Hai să pădem în face. Haide, șefule. Nu vă ceruți altceva decât vă ceruți niște arcă. Da, domnul, da, vă cred, vă înțeleg. Cum ați vrea să cădem la pace? Am înțeles. Haideți să vă rog eu. Nu mai știu cum mai... Ce să mai zic? Mă aveți că sunt terminat. Hai. Și așa, vai de capul, nu mi-e sunt tremură cartă. Păi de ce să tremură? Liniștiți-vă, vă rog. De ce să vă fie frică? Nu îl chem pe nimeni, pe stăpânul a clădirii asta, îl pun așa să-l știți, dar ce să fac? Pe sunt eu prost. Spune pe cine chem ca să știu de acolo. Pe nimeni, sunt eu handicapat așa. Uite, domnule, să vezi că... Hai, mă. Niște zeturi din zilele anterioare ai cumva pe aici? Nu le-am, uite, baterie descărcată, m-ați crezut acum? Lasă-o că se încarcă. Dar să ne asigurăm că e în priză. Da, ai cumva niște zeturi din zilele anterioare? Când ai scos ultimul zet? Până ieri am avut, dar le-am pe toate acasă, am plecat aseară și am lăsat și buletin. Ei nu, dar astăzi ați avut văzări?
Am făcut vreo 300, pe asta 300 zi, 35 de lei, dar bine, țigări, mâncare, alea, dar nu e vânzare, că pentru că toată lumea acum cu o zi cu marile, cu marini, au multe mâncare și nu se face vânzare cum înțelegeți. Vă rog eu de tot sufletul. Cum fac un lucru? N-aveți în ce să... Eu vă rog frumos să... Ce rog? Păi nu avem nevoie, nu ne înțelegem decât dacă ne prezentați documentele care vi le-am cerut. Numai documentele care vi le-am cerut. Vreau să le cântărim. Haideți să le cântărim, vă rog. Le cântărim și le vedem. Ai, cât are o ladă? Lada actuală cât are? Hai să ne acum. Uneți la 10 kg. Nu le facem la ochi, că nu suntem. Le cântărim fiindcă avem cântat. Uite, le cântărim pe acestea. Asta are 445 de... 446 de grame. 460 de grame. Dacă o mutăm așa e 55, dacă o mutăm așa, uite, nu face... Nu e, că e de la umbrela să nu fie. Nu e. Uite, așa are 460. De la tot secolul consumatorului. Da, haideți să cântărim pasul. Haideți să închidem. Max, mai bine, ce să mai zic, nu știu. Să apucăm să cântărim. Cine notează? Haideți să notăm. Aduceți în coasă. Să aducă să vină, mă, maică ta, mă, să vină. Să mă dă dracu. Deci ce vă? Uite ce face. Le bag eu toate. Da? Asta eu am propus la bun început, dar acum vreau să le și cântărim. Nu, bine. Le bag notul. Nu, acum le și cântărim, le notăm. Ca să știm. Cât avem? N-ai cum să ce? Să ce? De ce mă luați așa? Dar vedeți că eu mă... Sunt dușul, dar de ce mă... Haide, te rog eu frumos, uite, ai mai mult tineri, să ne da... Ia, tineri, să ia vină cu aici, că tot stai și... Eu și bag un nou tot pe aia. Hai, vină cu aici. Nu știu, pule. Stai liniștit, te rog eu, stai liniștit. Perfect. Nu e nimeni obligat cu nimic. Stai liniștit. Noi suntem obligați să respectăm consumatorul, voi nu. Deci mie îmi face ce îmi faceți, da? Acum, momental, da? Bun, da, o să vă rog frumos să faceți și la 3 apuzare acolo, da? Corect? Să vă trăiască familia și copii, da, bă, ajung cu plăcere, dacă dumneavoastră îmi spune să mă bag în față la mașină, mă bag, da, vreau și eu dreptate, ce îmi faceți, da? Bine și e bun, așa să fie și e bun. Ăștia sigur istru, da? Rune. Mai dă și tu un telefon, te rog frumos, la... acolo, așa. Nu, vorbește eu, nu mă bag. Da, ia vezi dacă poate... Eu nu mă bag la astea, eu zic să stai cu minte. Păi nu stau pe minte, ce bag? Eu nu mă bag, tu sună-ți șeful și stai, eu nu mă bag. Merge? Da. Nu, eu vreau, când termina toată chestia, o întrebare personală pentru mine. Poate să îmi puneți întrebarea personală. Aș vrea să nu fie, că n-are nicio legătură. Deci n-are nicio legătură cu asta. Uite, eu sunt Recep. Uite aici, au venit niște domni de la... Dar v-am recunoscut și... OPC. ...consumatorului și m-au văzut numai pe mine. V-am recunoscut și v-am urmărit și reportajul. Și celălalt pe trei nu ia. Foarte bun. Și acum să-mi cântărească marfa, să mă... Nu știu ce vor domnii... Adică, cu alte cuvinte... Restez aici sau? Da. Cât avea la? 850. Mai cum? Dacă continuați, vă rog. Noastră îmi face să avea, să-i o fac oameni. Mai zic. Da, corect, adevărat. Însă, dai că ăsta. Ăsta e. Nu vrei de la... Ce vrei? Să te pot? Să mă arunc în față la mașină? Să mă ce? Mă rog eu pe cineva, am vrut ceva. Da, te-am luat cu reclamație. Păi a venit că a avut reclamație, nu știu de la cine drept aici și care problemă. Ce uite, asta vine mâine la alți, care problemă? Da, bine, hai, bine. De ce? Stai fost, stai cu bine. Ora stai? Rău, aștept, cum a zis, pisica neagră așteaptă ora... Nu mai știu, gata, sunt... Deja parcă am 10 kg de vin.
Deci relaxați-vă, ce s-a întâmplat? Da, păi pot să stau resta și... Oricum era ora închiderii, era aproape de ora închiderii, nu? Și tamam din azi, bine? Dacă întârzia 5 minute era norocul meu. Acum dați-mi voie să vă spun ceva. Spuneți. Față de înțelegerea la pace pe care dumneavoastră ați propus-o, nu cu mine și nici cu colegul meu. Nu, doamne, vai de mai mult decât atât, vă informez că pentru această înregistrare video, eu sunt nevoit, așa mă obligă legea, să vă depun o plângere pentru tentativa de mituire a unui de control. Nu, doamne, așa pot să mă aduc să mă arunc în față la mașină. Nu, eu v-am spus ce trebuie să fac. Șeful. De ce că nu te ții în față? Eu trebuie să vă spun, eu trebuie să vă spun ferm. Frumos, îmi cer scuze, n-am zis cuvântul ăsta. Din păcate și pentru dumneavoastră, din păcate, și pentru cum au mers lucrurile până acum în România, există această tentativă de a mitui. Nimica, eu trebuie să informez organele în drept. Da. Da. Adică cu alte ocazii dumneavoastră încercați să mă apăsați cât de mult pe picioare? Eu nu apăs, mi-ați propus să cădem la pace, eu vă refuz, am înregistrat și acum vă informez că nu. Spuneți cine a fost cu reclamație? Nu, eu vă spun ce mi-ați propus înăuntru. Iar eu vă refuz, ferm, atât eu cât și colegul meu, ce va trebui să depun această sesizare? Nu se poate așa ceva. Păi am tăcut. Frumos, șeful. Înțelegeți-mă și dumneavoastră, da? Te rog dintr-un suflet. Deci nu se poate... Părea mea că această casă de marcat n-a mai mers de foarte mult timp. Nu e, nu e, că a mers, dar acum v-am spus că nu e ăsta, trebuie, am fost la casă de cultură acolo să cumpăr una din asta. Când ați spus? Astăzi am fost aici, unde calculați oarele spre dumneavoastră. Azi n-am mers. N-am mers, că din cauza că, uite, n-avea asta. Și, dar nu e problemă de asta. Bă, unică, se rezolvă totul, nu se lasă așa. S-a liniștit, că nu sunt unde ăla. Deci eu, vorbim, bă, nu e problemă. N-avem ce să vorbim în afară de ceea ce cere legea. Și eu zic că vă riscați libertatea inutil. Și asta e furt. Aia mai bine, fură, se duce, îl prinde poliția, îl dă pe partea treaba. Noi trebuie să păzim consumatorii. Corect, adevărat, așa este. Da. Aveți dreptate. Da, vă vorbeam ce... Stabilă, regisul din control, voi trebuie să chiar n-ai înțeles absolut nimic. Ce dure? Nu, nimic, am dat astea la o parte să nu greșească. Pe cuvânt, chiar n-ai înțeles nimic din tot ce s-a registrat până acum. Gata și gata. Șefu, dacă ne-am așa, n-are niciun rost. Suntem și noi amărâți, am și eu o grămadă de datorii, am și eu copii, am și eu greutăți, sunt bolnavă. Vă rog frumos, înțelegem-o. Asta e copilul, domnul Ișa? Ca la tata. Ia de ce trebuie. N-am cum doamnă să primești niciun fel și mai mult decât atât. I-a spus și soțului. Nu se întâmplă nimic. Așa. Rămâne între noi. Așa, vă rog. Deci, doamnă scumpă, datorie, vă refuz categoric. Vă refuz categoric. Doamnă scumpă, vă rog, lăsați ușa deschisă. Refuze mai mult decât categoric și mai mult decât atât. Sunt obligat de lege să anunț faptul ca să mă mituiți. Vitir, nu mai. Dați-mi voi să vă simți. Vreau un raport de gestiune să-mi aduci mâine. Vorbești contabil, sau cine este ține. Și vreau să văd raportul de rezerve pentru ultimele 10 zile. De la casa mea la fel. Da. Alea care le-ai scos la 6 zile. Sunt tare curios.